Doamnelor, domnilor, bună ziua! Eu sunt Simona Țăranu, bine v-am regăsit la o nouă ediție Scenă Deschisă. În această după-amiază am alături de mine o artistă care consideră că muzica pornește din inimă și se adresează inimilor. Iar cea mai minunată melodie, muzică a sufletului este bunătatea. Doamnelor, domnilor, Alina Sorescu. Bine te-am găsit, Simona. Alina, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru invitație. Eu îți mulțumesc pentru că ai ales să-ți petreci după amiaza alături de noi. Când spui Alina Sorescu, te gândești la o persoană mereu înconjurată de copii. De unde atâta răbdare? Eu însă mi-am început de vreme, așa că ceea ce fac acum cu trupa mea de pici a venit firesc. A venit în urma activității mele de mic copil pe scenă. Am prezentat de-a lungul timpului foarte multe evenimente dedicate copiilor, așa că mi-am dat seama de afinitatea mea pentru cei mici, așa, pe parcurs. Ulterior mi-am dat seama că am o răbdare născută și antrenată în timp. Să știi că în momentul în care am început Picilu Soreasca, e un atelier de muzică și prezență scenică, unde cei mici învață să devină artiști, când m-am hotărât să fac asta, am urmat și cursuri de specialitate, adică am vrut să fiu pregătită și, nu doar practic, și teoretic. Dar tu și ai... am urmat... Pedagogia, parcă ai terminat. Am făcut fostul liceu pedagogic, da, îi spune acum Colegiul Național Elena Cuza, dar am urmat în cadrul departamentului de formare a cadrelor didactice un curs de psihopedagogie la Facultatea de Științe ale Comunicării, tocmai ca să fiu pregătită și din toate punctele de vedere. Ești și mamă, pui și voce pe animații, ai și acest proiect Picelui Soreasca, prezinți și evenimente. De unde atâta energie? Că răbdarea am înțeles. E o pregătire acolo. Da. Asta fac de când mă știu. Sunt în priză de mic copil. Am avut încă din anii de copilărie o activitate intensă pe lângă activitățile specifice unui copil, grădiniță, școală, liceu, facultate și așa mai departe. Adică eu nu mă văd altfel decât cu treabă, mereu, mereu în priză. Dar asta mă animă. Îmi place să am proiecte, îmi place să fiu mereu în acțiune, să mă organizez, nici nu m-aș vedea altfel. Și sunt, mă consider norocoasă că am putut să fac atâtea lucruri încă de mică și să am, uite, la vârsta mea de acum o experiență foarte mare, din care, iată că le dau mai departe și picilor cu care lucrez, pentru că m-am dezvoltat pe mai multe laturi, da, am început făcând muzică, am cochetat mulți ani cu televiziunea, adică experiența mea de scenă e foarte complexă. Că te-ai născut sub lumina reflectoarelor. Da, aproape că da. La 4 ani am început să cânt în mini-songul lui Manlucian Mihalea. E un start, cred că un start mai bun de atât nu puteam să am. Mihalea a fost și va fi un mare artist și la vremea respectivă mini-songul era un fenomen ieșit din comun și probabil că mulți care ne urmăresc acum își amintesc de perioada aceea când el cânta cu songul, cu mini-songul, spectacolele lui erau foarte urmărite și foarte căutate. Lumea venea la spectacol în primul rând pentru el. A fost un mare artist de la care am învățat enorm. Am făcut și turnee cu Ioan Lucian Mihalea. Gândește-te că la 5 ani plecam în Franța, singură, fără părinții mei. Fiecare copil mai mic era lăsat în grija unui copil mai mare din trupă. Am luat așa, știi, toate etapele. Întâi am cântat în grup, apoi părinții mei, văzând că într-adevăr am talent, s-au ocupat de mine și m-au dus către foarte multe activități. Apoi am început să cânt singurică. O să dezvoltăm această perioada, această parte a vieții tale, puțin mai târziu, pentru că vreau să-mi spui acum cum a luat naștere acest proiect. Cum ai ajuns să te dedici 100% copiilor? Nu ți-e greu? Pentru că am văzut că lucrezi cu copilași mici, foarte mici. Da. De la 4 la 10 ani, dar foarte des vin către mine și copii mai mici de 4 ani, copii la 3 ani și jumătate. Pe unii îi iau dacă văd că într-adevăr au o dezvoltare, cum să zic, mai înaintată un pic decât vârsta obișnuită, adică dacă văd că sunt mai receptivi decât ar fi fost în mod normal un copil la acea vârstă,
Sau în alte cazuri le spun să mai așteptăm puțin să mai crească, pentru că ei la vârsta aceasta cresc foarte mult, adică 2 luni, 3 luni înseamnă mult pentru ei. Se dezvoltă repede. Da. E un domeniu atât de frumos, e atâta energie, știi, care îți vine de la copii, pentru că ei sunt puri. Dacă ai o zi mai proastă, dacă ai pășit așa în lumea lor, imediat îți trece, pentru că cei mici, se știe, vin cu o curățenie, știi, pe care nu o întâlnești în lumea oamenilor mari. Și e fantastic, sunt foarte fericită, știi, când ne antrenăm așa câteva luni și îi văd pe ei că sunt pregătiți să fie pe o scenă, mă bucur când îi văd bucuroși, că primesc aplauzele publicului, experiențele astea pentru un copil la o vârstă atât de fragedă. Rămân acolo, sunt fantastice. Se întipăresc, da. Da, și îi ajută să devină dezinvolți. Practic ăsta este primul beneficiu pe care îl are un astfel de curs pentru copii și încurajez pe părinți să își îndrume copiii către astfel de activități artistice, pentru că îi poate ajuta pe foarte multe planuri. Îi dezvoltă chiar dacă nu își dau seama părinții că al lor copil cântă sau are un talent extraordinar. Dar prima selecție vine de acasă, pentru că ajung la mine copii pe care părinții văd că au înclinații spre acest domeniu. Evident că și eu îi testez, practic așa ajung în fiecare trupa mea. În fiecare lună ianuarie? Da, așa ai audiții, în cumva? În septembrie și în ianuarie. Septembrie. La începutul acestui an, da, am făcut și o grupă nouă de pici, pe care abia aștept să o văd în acțiune. Mi-am propus ca pe copiii pe care i-am luat la începutul acestui an să îi integrez ușor-ușor în trupa noastră de șoc, poate chiar la evenimentele pe care urmează să le avem acum. Cel mai răsunător pe care l-am anunțat deja este cel de pe 1 iunie, când vom cânta la Arenele Romane. Chiar de Ziua Copilului, va fi impresionant, un show, mai ales pentru copii. Da, abia așteaptă. Dar acum dă-ne din casă. Cum reacționează părinții? Te-ai confruntat cu situații mai puțin plăcute în care, nu știu, unul dintre părinți a venit și a zis: nu, eu vreau copilul meu să facă asta, eu vreau să stea aici, parcă nu mi se pare că lucrează nu știu cum. Te-ai mai confruntat și cu astfel de situații? Nu pot să spun, pentru că fac asta de vreo 12 ani deja. Cei care vin la mine vin pentru că mi-apreciază munca și mă respectă pentru ceea ce am făcut și au încredere că ceea ce fac, fac bine. Și eu sunt foarte meticuloasă și foarte atentă la detalii și îmi place să cred că îmi fac treaba profesionist. Evident că trebuie să țin legătura cu părinții, pentru că ceea ce fac eu la curs se continuă acasă și e de menținut o relație strânsă cu părinții, astfel încât copiii să evolueze bine. Nu-i de ajuns doar că repetăm noi de 2 ori pe săptămână. E important ca cel mic să și facă din asta o pasiune în timpul său liber până la urmă. Adică să știu că repetă, că vine cu plăcere, că povestește cu drag despre ceea ce facem noi. Și să știi că activitatea mea cu ei este foarte complexă și sunt foarte intensă. Da, și îmi dau seama că am o mare responsabilitate, așa cum și eu simt că cei care m-au îndrumat la începuturile mele au avut un mare impact asupra mea ca formare, ca om, așa îmi dau seama că sunt și eu pentru ei și sunt foarte atentă la ce spun, cum spun. Dacă tot ai adus în discuție începuturile tale, ai început practic la vârsta de 4 ani, cred da. Că da. Ai început să cânți și ai pătruns în lumea aceasta. Pe la 10 ani, dacă am reținut eu bine, ai avut și primul album. Chiar mai devreme. Pe mai la devreme de 10 ani. 7 sau 8 ani, da. Am fost primul copil cu album la vremea respectivă. Mergeai și în turneu, în străinătate, era se numea mare lucru. Se Voi Fi Ostea, primul meu album, da, cu piese compuse da. De Eugen Mihăescu, da, un mare chitarist. Da, am avut o activitate foarte intensă încă de mic copil. Practic, parcă te-ai născut pentru lumea aceasta, dar totuși îndrăznesc să te întreb, dacă nu ai fi devenit artistă, ce ți-ai fi dorit să faci? Un alt domeniu? Sau, nu știu, știi, fiind așa de devreme, nici nu mi-am pus problema vreodată că aș fi putut să fac altceva. Nu mă văd decât
pe scenă și uite că am reușit să totuși să și diversific ceea ce fac, știi, pentru că în momentul în care ești de atâta timp în lumina reflectoarelor, trebuie la un moment dat să te reinventezi. Să aduci ceva nou în fața publicului de fiecare dată. Am reușit să fac multe alte lucruri pe lângă muzică, prima mea pasiune. Dar a rămas. A rămas? Da. A rămas ca dovadă că da. Și acum am activitățile mele muzicale și singură și cu picii. Cum este să fii artist în România? Este mai ușor în comparație cu alte state? Îți permite acest domeniu să-ți întemezi o familie, să mai ai timp și de tine? Depinde, n-aș ști să-ți spun cum e în alte țări, că știu cum e la noi. Până la urmă e o meserie ca oricare alta. E o activitate care presupune și bune și rele, ca orice domeniu, niciun domeniu nu e perfect. Ține în primul rând de cum ești tu ca om, până la urmă, de ceea ce-ți dorești tu ca persoană de la viață. Te-ai gândit vreodată să pleci în România, din România? Nu, niciodată. Am călătorit foarte mult prin natura meseriei mele și în afara țării și toată țara, nu-ți mai spun că am făcut la turnee de știu toate drumurile și... Dar nu. Aici mă simt cel mai bine, aici am familia, aici mă știe lumea, toată viața mea e... Tu practic ai debutat în trupa Minisong. Da. Și ai plecat în turneu în Franța. Da, la 5 ani. Cum? Și după aceea multe alte turnee prin Belgia, prin Olanda, prin mergeam cu autocarul, câte 3 zile făceam până acolo. 3 zile. Da. E fix despre asta voiam să discutăm. Cum rămâne acea perioadă întipărită așa în mintea ta? Ținând cont că s-a petrecut totul la o vârstă foarte fragedă. Da, era ceva fantastic să pleci în afara țării așa de mic. Știu că le spuneam părinților mei, tata, ție o să-ți aduc din Franța pantalon de domn și ție, mama, geantă de doamnă. Imediat de cum treceam granița, îți dai seama că deja la primele benzinării din Ungaria vedeam tot felul de jucării, de lucruri care în România abia începeau să apară. Da, adică am avut acces la o lume foarte ofertantă și... Să te duci de mic copil în cinematografe, în lucruri care nu existau pe atunci pe la noi. Evident că mi-au deschis mintea și m-au făcut să văd lucrurile tatăl tău la nivel mare. Tatăl tău la spectacole în țară. Da. În țară, tatăl, părinții da? Mei n-au nicio legătură cu domeniul artistic, nu, meserile lor n-au nicio legătură, dar tata văzând, și mama amândoi, dar tata văzând că am... talent, a început să meargă cu mine de mână, la Palatul Copiilor, la concursuri, la televiziuni și... Premiile ușor, se adunau. A început să se ocupe el de mine, practic, să devină... Așa, să învețe din mers ce înseamnă să fii manager, impresar, la vremea respectivă, în anii 90, și nu exista... O echipă, clar, sau da, care să se ocupe de un artist. Da, abia pe atunci se formau așa primii oameni specialiști în domeniul acesta. Dar ușor, ușor am început. Deja în anul 2000, dacă nu mă înșel, am semnat primul contract cu o casă de discuri, cea mai tare la momentul respectiv. Adică ușor, ușor lucrurile au început să se așeze și uite că la ora actuală, totuși pe în industria muzicală, chiar se întâmplă lucrurile după niște... Standarde, criterii noi, și da. Standarde, da, comparabile cu ce e în afara țării. Bine, mai avem mult să ajungem acolo, dar da, e bine, sunt oameni din ce în ce mai pricepuți și dedicați. Și totuși, de unde moștenești talentul? Talentul, să știi că îl moștenez de la părinții mei, amândoi au ureche muzicală și simțul ritmului. Dar nu s-au dezvoltat în direcția asta. Da, nu a fost să fie, dar ai mei amândoi au talent. Că până la urmă despre asta e vorba, de ureche muzicală. Știi că se zice că ai voce, n-ai voce. Diferența de fapt o face urechea muzicală, știi, dacă auzul tău, știi, este un dar de la Dumnezeu, este un har cu care te naști, pe care dacă îl șlefuiești, uite, ajungi să faci într-adevăr un drum. Aș vrea să ne mai amintim o perioadă. În 2002, cred că s-a despărțit trupa Andreea Bălan de Andreea Antonescu. Și atunci tu ai format o trupă cu Andreea Bălan, împreună cu Andreea Bălan. N-am format o trupă, eram la aceeași casă de discuri și producătorul nostru de atunci, Dan Popi, ne-a propus, uite, ați vrea să cântați niște cântece împreună? Și
A fost o perioadă de vreo 6 luni în care... O perioadă destul de scurtă. Da, da. Cum te-a primit publicul? Eu aveam piesele mele, Andreea a încercat să mai schimbe un pic. A fost așa, o încercare, o experiență. Noi am rămas în continuare prietene și acum ne întâlnim și ne amintim. O încercare care a prins, pentru că publicul iubea trupa Andrei, practic, și a fost oarecum dezamăgit de această despărțire, dar ai venit tu și eu zic că a prins. Cum te-a primit? Cum ai simțit tu că te-a primit publicul? Publicul deja mă știa și pe mine ca identitate separată. Deci a fost strict un proiect delimitat în timp. Nu s-a pus problema să mă primească cineva sau... Dimpotrivă, chiar a fost o știne, am adunat forțele, hai să facem perioada asta ceva. Și pentru că atunci erai pe val, foarte cunoscută, foarte activă, cum erai privită de către colegi la școală? Eu așa am fost de când mă știu, mereu cu cărțile, caietele, cu ghiozdanul, cum să spun, în mașină. Mereu trebuia să învăț pe la filmări, nu mi-a fost ușor, mai ales că nu voiam să dau naștere discuțiilor. Mie mi-a plăcut întotdeauna să învăț de treaba mea și să nu nasc discuții, iar de către colegi eram privită cu, să spun, foarte frumos, pentru că ei erau mândri că, da, uite, sunt colega lor, uite, sunt pe posturile muzicale, uite, sunt... Adică chiar simt că am avut așa susținere din partea colegilor și eram o fată absolut normală. Iar se mândreau cu mine. Dascălii erau indulgenți, ținând cont că erai un artist în adevăratul sens al cuvântului. Cum era privită acea perioadă? Da. Dacă îți spun că, da, acum se știe că am fost foarte preocupată de școală și mereu m-am mândrit cu lucrul ăsta și toată lumea se minuna cum de reușesc eu să am note atât de bune și... am luat premiul întâi din clasa 1 până în clasa 12-a. Coroniță în fiecare an. Am urmat 2 facultăți, terminat șefă de promoție, adică am păstrat învățătura la cel mai înalt nivel. Dar erau și părinții și, dar asta pentru că așa eram eu, nu pentru că mă favoriza cineva. Dimpotrivă, știi cum e când ești mai în evidență, cu atât și oamenii din jur abia așteaptă să-ți găsească puncte slabe și dai seama că poate dacă mă favoriza cineva, luam premiul întâi un an sau știu și eu, aveam note bune un an, dar mergeam la olimpiade, adică îmi plăcea, eram eu foarte studioasă. Iar părinții foarte studioasă. Nu exigenți, deloc nu, părinții exigenți. Au fost normali, nu, asta a pornit din mine, evident că mă susțineau, își doreau să fiu bine pe toate planurile, ca orice părinte care se preocupă de copilul său. Dar așa am fost eu, foarte meticuloasă și foarte... Am și o atenție distributivă, cred că urechea muzicală m-a format. Țin minte imediat dacă citesc ceva, am o memorie vizuală foarte bună. Adică faptul că știi, m-am antrenat profesionist în domeniul ăsta m-a ajutat și când îmi învățam temele, când asta cumva mi-a facilitat și... accesul către televiziune, practic, așa m-a remarcat Valeriu Lazarov, cel care m-a propus să ajung pentru prima dată și în postura de om de televiziune. Și m-a remarcat tocmai pentru că eram dezinvoltă pe scenă, mă vedea că am un discurs fluent și că mă descurc și că trec sticla, așa îmi spunea că... Da, această condiție, da. Da, puțini oameni reușesc să treacă sticla, știi, e o expresie așa care se folosește. Da, în mediul nostru, da. Da. Și uite așa, vezi, toate lucrurile astea au fost așa, ca niște piese de puzzle care s-au aliniat. Și sunt foarte, foarte fericită că am reușit să am atâtea experiențe și să mă descurc în atâtea situații. Gândește-te că eram pe scenă și în calitate de artist și prezentam și în fața camerei și cu 10.000 de oameni în față, adică am reușit să mă formez astfel încât, fără lipsă de modestie, nu mă descurc în orice situație, în orice fel de circumstanță care are legătură cu microfonul, cu scena, cu camerele. Un artist complet, cu siguranță, are și recunoștință. Către cine merge această recunoștință? Către părinții mei, clar. Ei au fost cei care au remarcat
talentul meu, ei au fost cei care m-au susținut și către ei. Evident și către oamenii care, de la care am învățat, dar dacă nu erau părinții mei, știi cum e, să fie acolo lângă mine și să mă susțină, să mă îndrume, nimic n-ar fi fost posibil. Și apoi, în, să zicem, de la început, așa, în trupa Minisong, apoi în televiziune... Sunt doi oameni, uite, care, din păcate, da, nu mai sunt printre noi și cărora eu le datorez foarte mult. Ioan Lucian Mihalea și Valeriu Lazarov. Sunt mulți. La Școala Populară de Artă, profesor mi-a fost Viorela Filip. La Palatul Copiilor, iarăși am avut un profesor foarte dedicat, doamna Ana Tănăsescu, știi, care m-a pregătit pentru primele mele concursuri. Eugen Mihăescu, de care am vorbit puțin mai devreme, care mi-a compus primele cântecele de pe primul album. Mihai Vanica îmi compunea multe melodii atunci când eram copil. Și sunt mulți oameni din televiziune care mă știu, care m-au văzut crescând. Și au pus acolo o cărămidă, da, la temelie. Da, da. Sunt mulți, foarte mulți oameni. Îți mai dau un exemplu așa din momentul în care am decis să fac Picilu Soreasca. Un mare imbolt pentru mine a fost, îți povesteam că m-am dus să fac cursurile de psihopedagogie și profesorul mi-a fost Crenguța Oprea. Momentul în care, fiind un profesor cunoscut în domeniu, momentul în care m-a văzut acolo pe băncile facultății, a zis, da, ce-i cu tine, Alina, aici? Adică ce mai ai tu nevoie de... Și i-am spus, da, chiar vreau să fiu pregătită și teoretic. Și cea mai mare satisfacție a fost când ea, ca profesor de psihopedagogie, și-a adus proprii copii în prima mea serie de pici. Printre copiii ei, fiind Mara și Justin, pe Mara Oprea, publicul a putut să o vadă într-un serial. Adică a continuat pe drumul ăsta artistic, a făcut actoria și a fost și o mare satisfacție să văd cum un profesor, uite, îmi încredințează proprii copii și mi dă pe mână. Ești și mamă, ai două fetițe minunate, da, Carolina și Raisa. Îți moștenesc talentul? Amândouă au și ureche muzicală și simț al ritmului, sunt foarte mândre de mine, le place activitatea mea, vin mereu cu mine la spectacole, sunt încântate că lumea mă știe, colegii lor mă știu și mă plac și sunt mândră că există ele o concurență așa între ele. Îți cer, mami, hai să, nu știu, să-mi compui și mie o melodie. Vreau și eu să cânt. Sunt micuțe încă. Mi-ar plăcea să urmeze ceva în domeniul artistic, dar vom vedea. Le voi susține, evident, indiferent de ce vor vrea ele să facă. Cine te mai ajută cu fetițele tale atunci când ești plecată? Părinții mei, mama și tatăl meu. Întotdeauna alături de tine. Ei au fost întotdeauna, da, principalul meu sprijin în creșterea fetițelor încă de la naștere. Dacă ar fi să faci o paralelă între copiii de astăzi și generația ta, care ar fi deosebirile? Mai sunt interesați de muncă, de faimă copiii din ziua de astăzi? Ce te mâna pe tine în perioada în care te-ai lansat? Cred că e o mare diferență între copiii... Generații. Da, între copiii... Între modul în care noi am fost copii și modul în care se prezintă copiii de astăzi, pentru că acum funcționează mult mai mult experiențele. Se merge mult mai mult pe empatie, pe ce simte un copil. Cursurile astea, de exemplu, cum sunt ale mele de canto și de prezență scenică, sunt privite de către părinți mai mult ca o experiență pentru copii, ca un loc în care ei să se simtă bine, nu, simt că nu se mai pune o presiune, știi, pe umerii copiilor pentru rezultate. Mai mult se merge pe experiență, pe ceea ce pot copiii să învețe din fiecare moment. Și asta cred că e un lucru bun. Până la urmă, dar o paralelă... ei își pot interioriza, știi, și pot folosi experiențele de acum, indiferent ce drum vor avea, pentru că, evident, aș fi foarte fericită ca mulți să rămână în domeniul artistic, dar pe mulți îi poate ajuta o astfel de experiență, pentru că poate vor ajunge, nu știu, avocați sau alte meserii care presupun să vorbești liber în fața unui public, da, să-ți poți controla emoțiile și cu cât treci mai devreme peste trac și peste
știi, hopul ăsta care îl reprezintă să vorbești în fața unui public, e cu atât mai bine pentru tine, te va ajuta în viitor. Poate când eram noi mai mici se mergea mai mult pe, ți-am zis, era presiunea de performanță, de a fi, de a... Și lucrurile în învățământ s-au schimbat. Ai văzut, copiii mici nu mai au note, iau calificative, adică încearcă totul, toată... Na, poate și comportamentul părinților. Dacă e să facem o paralelă, cum am fost noi educate față de educația din ziua de astăzi? Un pic mai libertină, așa poate copilul are un cuvânt de spus. Copiii au acces la, uite, la atâtea alte lucruri față de cum aveam noi când erau mici, la tehnologie, la informații, la tot. Lucruri care vin și cu avantaje și cu dezavantaje la pachet. Că... Despre anul trecut, al renașterii și al împlinirii, aș vrea să dezbatem după o foarte scurtă pauză, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. Am revenit la scenă deschisă. Alina Sorescu este alături de noi. Alina, anul 2022 a fost pentru mine unul al renașterii și al împlinirii din punct de vedere profesional. Ai simțit că te neglijezi? Au fost niște ani în care am avut alte alegeri. Au fost perioada în care am fost însărcinată, în care am născut fetițele. E firesc să, ca femeie, da, să ai și cariera cumva să treacă perioade, pe locul al doilea. Exact, da, în care mai schimbi un pic prioritățile. Dar, da, am simțit că anul trecut chiar a fost un an în care am făcut renăscut atâtea lucruri, da, și sunt foarte mândră de anul trecut și anul acesta vreau să fie și mai și. Și am și început anul în forță. Anul trecut am avut un spectacol emblematic la Sala Palatului, s-a numit Suflet de Copil. Un spectacol unde am cântat alături de picii mei, în care am avut invitați câțiva colaboratori și prieteni dragi și care și ei sunt în lumea copiilor, pe Eduard Sanda, pe Cleopatra Stratan, pe Ana Beregoi. Cu Eduard Sanda, de altfel, și lucrând multe dintre piesele mele, ale picilor. El mi-a compus și tot ce a fost un cântec pe care l-am lansat anul trecut plin de și care emoție. Este în trending. Da. Ai rupt topurile cu el. Da. M-am bucurat foarte mult că acest cântec a ajuns la foarte multe... Cred că este din suflet. Ai trecut printr-o perioadă mai delicată și cred că a venit fix de acolo de unde trebuia. Ai exprimat ceea ce ai simțit. Da. Până la urmă, așa și e viața. Cumva și asta s-a simțit și în exterior. Și cu coborâșuri, da? Important este să ne menținem. Mobilizăm. Exact, da. Și să, știi cum e, să învățăm din toate lecțiile pe care ni le oferă viața și să ieșim triumfători. Mai ales când, uite, e vorba de copii și pentru copii trebuie să lupți să fii tare. Ești o persoană foarte activă și cumva anul trecut ai... trăit o perioadă mai puțin plăcută din viața ta, toate aceste activități te-au ajutat cumva să nu te gândești, să nu fii atrasă de, nu știu, Doamne ferește, o depresie sau să te mobilizezi, cumva să nu rămâi acolo. Da, clar, m-au ajutat și m-au și motivat. Mai ales că știu că am foarte multe lucruri de făcut, am multă... energie, multă lume, adică am simțit din partea oamenilor care mă urmăresc în comunitățile mele online, care sunt foarte mari și pe Facebook și pe Instagram și le mulțumesc celor care îmi scriu acolo. Alina, pentru cei care poate au traversat sau traversează o perioadă asemănătoare cu a ta, ce te-a ajutat pe tine? Rugăciunea, terapia, socializarea, ce le-ai recomanda? Ce sfaturi ai da? Fetițele mele. Clar. Și dorința ca ele să fie bine. Da. Și în momentul în care ai copii, clar, copiii sunt prioritatea și pentru ei lupți ca viața lor să fie armonioasă, să fie ok. Ai încheiat, așa cum ai spus, anul 2022 pe cai mari. Ai avut un concert caritabil la Ateneul Român și nu singură, alături de maestrul Gheorghe Zamfir, de tenorul Vlad Miliță. Da. Un concert caritabil simfonic.
Da, a fost o ipostază atipică pentru mine să organizez, să fiu gazda unui astfel de eveniment, să și cânt cu orchestră simfonică. Am avut chiar câteva momente speciale, pentru că orchestra simfonică Valahia, dirijată de maestru Florin Totan, ei au reorchestrat o melodie a Tot ce a fost a fost, despre care am povestit puțin mai devreme, și să o cânți în variantă simfonică, acompaniată de o orchestră. Piele de găină. Ateneului. Piele de găină. E o experiență pentru mine ca artist, în primul rând, cu totul ieșită din comun. Am cântat alături de Vlad Miriță, care mi-e prieten vechi, cântecul The Prayer, cântat în original de Celine Dion și Andrea Bocelli. Am cântat un colind acompaniată de orchestră. Am cântat și alături de bicii mei. A fost chiar o experiență frumoasă. Cum spuneam, iată că vrem ca acest eveniment să devină o tradiție, da, și să-l reedităm. Anul ăsta am agenda plină deja. Și mai am un eveniment important și la care sunt onorată să participe. O să fiu invitată a lui Albano pe 27 mai. Da. După acest concert, da, practic, la concertul aniversar simfonic. De fapt, în preajma evenimentului pe care urma să-l organizez la Ateneu, mi-a trimis un mesaj de susținere în organizarea concertului caritabil de Crăciun de la Ateneu. Da, și ulterior, iată că m-a invitat și în spectacolul pe care o să-l susțină pe 27 mai la Sala Palatului. Împlinește 80 de ani. E un artist foarte iubit și de publicul din România și uite că va fi sărbătorit și aici la București. Și voi cânta alături de Albano, de aceeași orchestră simfonică Valahia, de Paula Selling și de soprana Silvia Micu. Chiar că piele de găină, emoționant. Da, va fi. Iar la concertul caritabil de la Ateneu, toate fondurile din vânzarea biletelor s-au dus către copii în nevoi. Un program plin, agenda plină. Te-ai gândit acum, 2-3 ani că vei avea parte de toate acestea? Știi cum e, când muncești de mic copil și când clădești totul așa sănătos, nu pot să spun că e ceva care te surprinde. Să mă surprindă, pentru că eu știu ce pot și care îmi sunt, știi, ambițiile și potențialul, și știu că într-adevăr pot fi un nume valoros în zona asta, dar mă bucur că, uite, s-a întâmplat așa într-o perioadă foarte, foarte scurtă să culeg, știi, cum simt că am cules așa roadele, știi, pe care le-am semănat încă din copilărie. Este suficient doar talentul în industria asta? Nu. Ca dovadă că foarte mulți copii și tineri talentați pe care eu îi știu de când mergeam la festivaluri, la concursuri, la emisiunile pentru copii, nu mai activează în domeniul ăsta. Fete foarte talentate, băieți cu voci foarte bune care n-au continuat. Da, care probabil au fost prea, prea încrezător doar în talent și... Da, probabil că n-au avut, știi, un caracter, o tărie, știi, sau suficient de perseverenți, pentru că nu e un domeniu ușor. Poate contează pare și că mediul. E ușor, dar nu e chiar așa. Poate n-au și avut oamenii susținere, poate, dar jur. Sunt foarte mulți cu un talent uriaș pe care acum îi văd doar, cântând la karaoke sau la concursuri din asta. Ai văzut foarte mulți, apar la concursuri de talente, da. Foarte mulți care totuși cântă la evenimente apoi. Da, apar la un concurs de talente sau doar la evenimente private. Și-au găsit, știi, nișa, chemarea către altceva și au lăsat muzica așa ca timp liber. Dar nu este. Cred că e important să fii consecvent. Cred că asta, de fapt, este cheia. Ca pe lângă talent să fii și perseverent, consecvent. E ușor să fii artist în România, să te dezvolți și să te lansezi cumva în industria aceasta, aici, în țară? Eu cred că e greu să-ți faci un drum în orice domeniu, că sunt convinsă că fiecare domeniu își are, știi, domeniul nostru fiind unul cunoscut, e așa, mai o carte deschisă, la scenă deschisă în fața tuturor. Dar fiecare om, cred că dacă își vede de drumul său, cu perseverență și dedicare, poate reuși în orice domeniu. Ce își dorește? Nu are, muzica sau televiziunea sau așa, nu cred că are ceva mai
Unele domenii sunt cumva cu circuit închis și trebuie să ajungi la persoanele potrivite care cumva să, nu știu, să te lanseze sau să aibă acel ceva care te poate duce pe drumul respectiv. Pentru că, cum ai spus-o și tu, sunt foarte mulți oameni talentați care nu au avut în jur poate familii, poate un profesor cu dedicare, cu acel ceva care să te îndrepte către... Dar fiecare cu norocul lui și cu munca lui și cu talentul lui. E într-adevăr, eu mă consider o norocoasă faptul că pot să fac asta. E într-adevăr un domeniu plin de strălucire, un domeniu foarte, știi, dorit de multă lume. Dar cred că e important să-ți păstrezi totuși capul pe umeri și gândirea, știi, așa... Rațională. Rațională, da. Da, pentru că mulți poate au cunoscut succesul, nu știu, au avut o melodie care a fost la un moment dat pe locul întâi, după care nu s-a mai auzit nimic. Nu cred că despre asta e vorba, știi, să ai... Adică e foarte greu să ajungi, dar mi se pare că cel mai greu este să te menții acolo sus. Ce își dorește Alina Sorescu de la anul acesta? Îmi doresc să mențin ștacheta pe care mi-am impus-o încă de anul trecut și să-mi duc la bun sfârșit toate proiectele, să reușesc să mă împart între toate. Asta îmi doresc, să am așa cât un pic din toate. Timp pentru fetițe, timp pentru muzica mea, timp pentru pitch. Cred că asta îmi doresc, să mențin ștacheta sus și totuși să găsesc echilibrul pentru toate palierele din viața mea. Trăiești prin muzică, dar totuși te întreb ce înseamnă timpul pentru tine. Cum îl petreci? Timp pentru mine, nu pot să spun că am foarte mult la dispoziție, dar nici nu simt asta acum. Adică sunt atât de absorbită de fetițele, de activitatea mea profesională, că nu pun asta acum ca prioritate. Și cumva asta te încarcă. Simt că e un moment, da, în care e bine să fac cât mai multe lucruri. Pentru că și vin, se leagă și cumva... Da. Doamna, că am și timp așa, nu știu, de relaxare sau așa, în vacanțe, în mod special, când sunt cu fetițele. Am norocul că activitatea mea profesională cu picii este exact, sau se mulează perfect pe programul fetițelor, pentru că și eu am vacanță atunci când ele sunt în vacanță și picii mei sunt în vacanță odată cu școlile, grădinițele, și atunci dacă e momentul ales perfect. Să fii profesor, exact, cumva. Da, dar asta, uite că e un lucru bun pentru relația mea cu fetițele, pentru că sunt liberă când sunt și ele libere. Pentru că ne îndreptăm spre finalul emisiunii, aș vrea să încheiem așa într-o notă amuzantă chiar și să ne povestești de un eveniment amuzant din cariera ta sau ceva mai aproape din perioada aceasta a proiectului Pici Lusoreasca. Ceva amuzant. Nu știu, mi-e greu să-ți spun așa. Copiii se întâmplă lucruri imprevizibile și neprevăzute la tot pasul, adică... Sau de la concertele tale, când erai mică, sau din trupă. Nu dai seama că am rămas de atâtea ori, nu știu, fără tocul de la pantof, că rămânea prins între șipcile unei scene. Asta ți-mi minte că mi s-a întâmplat de vreo două ori. Mi s-a întâmplat, țin minte, la Cerbul de Aur, eram când prezentam gala evenimentului din 2008, dacă mi-aduc bine aminte, când eram pe scenă, prezentam cu fiul lui Ricky Dandel, cu Elvin Dandel, și câștigătorul concursului din acel an, noi l-anunțasem și urma să cânte. Și toată lumea ne spunea în cască, vorbiți 10 minute, că nu e gata setup-ul pentru câștigător. De seama, ce ești om de televiziune și știi 10 da, minute să vorbești foarte multe minute. La liber, fără să fie ceva totuși programat la un eveniment de o asemenea învergură. Și n-ai de ales, trebuie să descurci. Nu știu cum am făcut, ce am zis, dar eu 10 minute am vorbit în continuu. Sunt multe momente, știi, pentru că ești în direct, ești în situații limită în care trebuie să te descurci. Mi s-au întâmplat multe. Cred că de asta și am această, știi, siguranță că pot ieși din orice situație, pentru că experiența m-a călit în sensul ăsta.
Ai simțit vreodată că muzica va ajunge pe, nu știu, locul al doilea, al treilea, mai ales atunci când ai ajuns să lucrezi în televiziune? Nu, pentru că am păstrat întotdeauna activitatea mea muzicală. Nu, mi-am dat seama că ceea ce fac în televiziune vine ca o completare firească a ceea ce am început prin muzică. Și nu spun niciodată nu unui proiect atunci când mai poate apărea, așa cum am o colaborare, așa cum se spun, de lungă durată cu Postul Public și în momentul în care sunt, pentru că acolo am crescut, mă știe toată lumea ca pe copilul lor de suflet și când sunt invitații și situații unde putem colabora. Chiar că ai crescut plăcere. Și în fața televizorului, evident, da, tu chiar poți să spui că ești un artist care a crescut în... Așa, să știi că sunt foarte recunoscătoare pentru lucrul ăsta. Pentru că, știi, să treci cât ești copil prin experiențele astea, să cunoști atâția oameni de la care ai atâtea de învățat, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat. Alina, ne apropiem de final. Cum arată această... mai bine de jumătate, această parte din an, zic eu, destul de generoasă pentru tine în ceea ce privește partea muzicală, poate și televiziunea, ce alte proiecte mai ai, cum arată 2023? În 2023 se vor întâmpla multe, în 2023 am multe piese pe care vreau să le lansez și singură și cu picii. Am așa un calendar foarte clar al momentelor în care lansez singură, în momentul în care lansez cu picii. Am piese în lucru în continuare cu Eduard Sanda, cu care am legat o colaborare foarte frumoasă. E un muzician foarte muncitor și sufletist și updatat așa cu tot ce e nou și sunt foarte fericită că am găsit așa un mod de a rezona muzical. El îmi compune chiar și pentru copii, poate că inspirat de surioara lui, poate nu multă lume știe, dar el are o surioară de 5 ani, cred, și uite că s-a priceput să găsească și melodii inspirate pentru mine și Pici. Ceea ce cânt eu cu picii, de altfel, nu e neapărat o muzică doar pentru copii. E o muzică, până la urmă, pentru toate vârstele, pentru că la spectacolele noastre văd cu bucurie în sală sau în public, de la copii până la bunici, deci toate vârstele. Da. Lucrez în continuare, ai spus tu mai devreme, de canalul de animații, canalul de YouTube pentru care eu cânt, e un canal foarte iubit de copii. Știi, în felul ăsta acopăr toate categoriile de vârstă, pentru că acolo melodiile se adresează copiilor micuți, chiar de la 2 ani, un an și jumătate, 2, știi, când copiii învață părțile corpului, să numere, culorile, anotimpurile și sunt cântece educative foarte... foarte frumoase și animații foarte sugestive pentru ei din care să învețe. Merg în continuare cu podcastul pe care îl găzduiesc pe canal de YouTube, pe partea de estetică medicală, da, așa că am multe program proiecte. Program plin. Da. Și foarte activă pe social media. Foarte activă, da, da. Repede să ne spui cum reacționezi atunci când, nu știu, vezi un comentariu nepotrivit. Nu prea mi se întâmplă, să știi. Ești norocoasă. Da. Da, să spuneam, știi, când ai acolo o bază solidă, lucrurile se întâmplă bine. Nu prea am parte de asta și sunt... Ai crescut, te-ai format în atenția sunt publicului. Sunt fericită că e așa. Și cumva, da ai rămas așa și emani foarte multă bunătate, o energie pozitivă. Îți mulțumesc pentru... Eu mulțumesc, Simona. Pentru prezența. Vă aștept pe 27 mai la Sala Palatului, la concertul lui Albano și pe 1 iunie, cu mic, cu mare, de Ziua Copilului, la Arenele Romane. Pentru energie bună, Alina Zurel. Da, pentru toată familia, da. Îți mulțumim și eu, pentru prezența alături de noi. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.